Bună! Astăzi o să vă citesc câteva fragmente dintr-o carte a mea, Leprozar, gânduri de zi și de moarte, apărută la editura Școala Ardeleană în anul 2020. Revăd filme, recitesc cărți, rememorez, retrăiesc, îmi reamintesc, nicio noutate. De mii de ani nu e nimic nou, esențial. Revoluțiile de tot felul, creștine, industriale, bolșevice, tehnologice, împlinesc legătura cu Creatorul. O relație ce nu poate fi înțeleasă strict din perspectiva umană. Suntem, aș spune fără îndoială, rodul creației continue. Experimente nenumărate pentru găsirea, descoperirea, împlinirea perfecțiunii. Un Creator sau mai mulți. Esențial, nu există nicio autonomie, nici măcar estetica omului. Nu ne putem mișca decât în cadrele, secțiunile impuse, trasate de creatori. Așa și cu liberul arbitru. Putem alege calea intermediară, parcursul, dar sfârșiturile sunt stabilite. Nu poți ajunge decât acolo, indiferent pe ce drum vrei să mergi. Lipsa exercițiului. Meșteșugul scrisului se poate pierde fără exercițiu continuu. Îți poți pierde calitatea de creator, precum în cer, așa și pe pământ. Doar cultura ne poate salva, i-am spus cândva unei personalități a județului. Cultura înseamnă înțelegere, educație, descoperiri, idei, creație, tot ceea ce poate sluji intelectual demersurile concrete de salvare a ființei umane. Poate și salvarea de la din moarte. Recitesc gnozele dualiste, soluția cunoașterii absolute, inițierea, aristocrația spiritului, sfârșitul, marele sfârșit nu e totuși același și pentru profan, ignorant și pentru inițiat? Niciun gând memorabil, nici o trăire măreață, nici un vers memorabil. Trecerea are loc în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă. Anul nou e doar schimbarea unor cifre într-un registru uman. Iluzia măsurării incomensurabilului, adică a timpului. Poate nu măsurăm nici timpul, nici spațiul, nici lumina. Oare ce a fost în urmă cu un milion de ani în locul, în niciun caz locația în care stau acum și scriu aceste rânduri? Cum de ziua nașterii lui e sărbătorită de toate bisericile în aceeași dată, iar ziua morții lui e comemorată în date diferite. Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu, la orice, pâine, jnițele, legume, la toate magazinele, tradițională agitație, înghesuială fără rost, fără sens specifică sărbătorilor, nervi, înjurături, ipocrizii. 22 decembrie 1989, 22 decembrie 2020. 30 de ani de libertate, ori de iluzia libertății, neputința împlinirii ca neam și nici ca societate deschisă. Viitorul. Recitesc Homo Deus, citesc și viitorul omenirii de Michio Kaku, profeții zilelor noastre. Într-adevăr, omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a trecut apocalipsa, omul a regăsit copacul vieții, Homo Deus, nemurirea, fericirea, îndumnezeirea, predicții, viziuni. Și totuși omul rămâne un blestemat, Sisif, măcar prin repetarea de la începutul până la sfârșitul vieții, cu întreruperi, metamorfoze, ori interdicții a gesturilor, obligațiilor zilnice ale trupului, să ne amintim și munca, e rodul blestemului divin. Viitorul nu se arată al culturii, poate al divertismentului. Lumea cea nouă nu are nevoie de filozofi, poeți ori pictori, poate doar de muzicanți sau de lăutari, ca să nu zic maneliști. Îndumnezeirea, fericirea și nemurirea după Harari, odată atinse, vor fi sărbătorite printr-un chef cosmic sau măcar planetar. Lăutarii, ca să nu zic maneliștii neantului, au avut întotdeauna de lucru. De altfel, în puține producții, filme, SF, am observat prezența culturii prin înțelepciune, lectură, creație literară, ori artistică.
Viitorul, așa cum e gândit în tot mai multe laboratoare, se arată acultural. Cultura a apărut datorită căderii și va dispărea din cauza înălțării. În logica aceasta, omul nu va mai avea nevoie de nimic din ceea ce credem astăzi a fi cultura. Poeme, filme, romane, spectacole de teatru. Chiar așa încheie post-apocaliptică, aleșii își vor sărbători zilele de naștere, adică nemurirea. Scriu tot mai rar, aștept din nou sfârșiturile mitului Sisif, omul revoltat, absurdul, neantul, nonsensul. Scriu tot mai rar pentru că nu mai vreau pur și simplu, aștept iar sfârșiturile cu urechile înfundate, cu ochii lăsați în abisul din mine. Cunoaște-te pe tine însuți. Ironia absurdului, să predai filozofia unor analfabeți funcționali. Nepăsarea, indiferența lor poate fi explicată și prin absența lecturilor de pe suport de hârtie și prin influența nefastă a noilor media, degradarea morală tot mai accentuată, lipsa modelelor veritabile. Se naște un nou om nou, cum s-a întâmplat de atâtea ori în istoria multimilenară a ceea ce numim azi omenirea. Vă mulțumesc!